4 planșe de scrimă, 6 categorii de vârstă, echipament specific, aparatură electronică de marcaj, sabreri cu emoții mai mici și mai mari, antrenori, părinți grijulii și asalturi după asalturi. Acesta a fost peisajul zilei în sala de sport Grădinar din Iași. Cum a fost stagiul acesta de pregătire pentru tine? Păi, după părerea mea, a fost destul de bun. Ai mai învățat câte ceva? Da, am mai învățat, pentru că atunci când te lupți cu copii noi pe care nu-i cunoști, înveți multe lucruri pe parcurs de la ei. Vrei să ajungi pe podium? Sincer să fiu, da, aș vrea. Am reușit doar o dată până acum și aș mai vrea încă o dată. De unde știi tu de sabie? Cine ți-a povestit? Sora mea, bineînțeles. Este și ea sportivă? Da. Suntem frați gemeni, numai că ea are 12 ani, eu am 6 ani. Până acum am avut 10 salturi. Și? Cât ai câștigat? 5. Acum ai pierdut, ai avut un adversar puternic. Da. E prima dată când lupt cu cineva mai mare decât mine. Mi-a plăcut foarte mult. Și ție? Da. La concurs ce ai făcut aici? Păi aștept răspunsul. Nu se știe încă? Nu. No. Tu? Eu nu știu. Din câte am văzut pe foaie, am luat locul 6. Inițiativa Clubului Sportiv Școlar Unirea și Clubului Sportiv Municipal din Iași, materializată cu sprijinul Direcției Județene pentru Tineret și Sport, se dorește permanentizată în folosul pregătirii unui număr cât mai mare de sportivi pentru înalta performanță. La sportul individual nu există o pauză competițională. Toată lumea știe că acești sportivi trebuie ținuți în priză. Bineînțeles că stagiul este înaintea campionatului național de copii. Noi încercăm să ocupăm și timpul liber al copiilor, vacanțele școlare, cu asemenea activități. Într-adevăr, este o formă inedită la Iași, aș spune, organizată anul acesta cu sprijinul și al Direcției Județene pentru Tineret și Sport și credem noi că, într-adevăr, se pretează pe programul copiilor, în special cei din învățământul preuniversitar și la grupele mici mai ales. Campionatul național pentru copii va avea loc în capitală între 5 și 8 iulie.